Bună ziua la toată lumea, am revenit și eu de la bucătărie pentru că e puțin mai târziu de a face o mâncare, dar e bine și acum, că și așa nu mănâncă de dimineață nimeni. Mănâncă mai târziu, știți cum sunt ei, sunt învățat, mănâncă târziu. Nu-i mai suntem. Oh, aruncam cafea. Mi s-a părut că e gol. Am fost și puțin în oraș, i-am cumpărat un pui care l-am pus să fiarbă aici, deocamdată era un pui foarte mare. O să dăm aici, pentru că vreau să bag ceapă multe, multe, să fac tocăniță și să fac o pui fiară. Aici mi-a venit nebunia, am scos ardeiul care a mai fost copt la mine. Hai să vă arăt. Vedeți? O să mă pun într-o casă și o să trimit pe Mihaela să-l ducă la doamna patroană pentru că nu mai întrebi nimic. Să-l trimit că îi trebuie acolo. Are nevoie, mie nu mai întrebi nimic. Are nevoie să mănâncă cu... să facă salată de ea, de ciușcă. Să mănâncă cu nora... bif, nu știu. Așa că îl dăm înapoi. Nu e de pe mine, la Ectomerian. Îmi serie Alexandra. Am văzut un comentariu, poate sunt mai multe, nu le-am văzut pe toate. Vorbește Nora Bif. Știți voi care? Asta cu perucile. Care n-am vrut să o bag în seamă. Nu am vrut să o băgă seama pentru că nu merita să vorbesc despre această persoană. E o persoană care n-a. Bine, bă, ce-i cunoscută, cine o știe? Are nume de familie, ceva? Nu. Am văzut la în pace. Și am văzut ce comentarii că a pus chiar de mine. Eu n-am auzit pentru că mie nu-mi place să o urmăresc. A zis e casa lui Leo, toate lucrurile sunt al lui Leo, nu sunt ale mele, nu am nimic aici. N-ar vrea să se mute cu Leo să facă aici în casă, că vrea casă mare, imensă, să aibă mare, tot. Totul ce vrea, vrea mare, ia. Da, păi ea știe cât am făcut eu, cât am îndurat eu, de câți ani, de la 12 ani, de când mi-am legat capul, nu eu, părinții mi-au legat capul. Câte am suferit eu? Câte am făcut eu? Ea știe, în cazul de pușcăria lui Leo, patroana, câte probleme și câte mai sunt. Ce știe? Acest bif a părut așa, și că gata, totul bine gata. Ne facem vedetă, vin banii, facem pune YouTube și gata, ne vin banii. Ca pe bandă. Dar așa te face, da. Vin banii. Aici la tine, hai, se fac banii ușor. Și ce am zis? A zis că, hai, ce mai stau pe aceea decât lasă-i, hai, acolo, facem, o să opri de la ceapă. Am vrut să zic că nu ce să vorbim, eu n-am vrut să vorbim, n-am vrut să jinesc, am spus că mi-am fost rușine de mama ei. Am văzut că e o doamnă ca lumea. Da, dacă vorbește, aha, stai că intră în gura mea, nu mai iasă. N-am văzut așa ceva, ceapă ca asta, foarte mică. Dacă vrea să intră în gura mea, mai intră ca lume. Eu n-am văzut ca un cei, da, lasă la acolo, că e bun ăla, că îi vei de capul lui. Ia vai de capul ei. Să stea acolo unde e. O să închid puțin, știi de ce? O să închid puțin ca să pot să curăț ceapa și să-mi revin. Și așa că... vorbește și de mine cu peruca. Cine știe ce păr? Are păr sau nu are, sau e chelie? O fi chelie. Că am zis să nu bag în seamă, că nu merită. Cine era biful ăsta, bânul, ca să bag în seamă? Vorbește de mine. Că las-o să le fac eu dacă vor scandal, știi? O învață leu sau ce. Și multe, multe fetii, tot cum a testat ea pe mine,
Și a zis că... Eu am zis când a venit la mine singură dată, pentru că simțeam să mă primi la mine în casă. A venit în casă, nu e chemată de acolo, de la ei. Și am zis, hai, venim o cafea, da. Așa e frumos, o faci. Și îmi zicea aia mie, că l-ai la te. A, că nu mă fac, nu, într-adevăr, îmi zicea ceva, am văzut că e din partea lui, că ține la el foarte mult. Am văzut ce e ceva, dar nu mă interesa. Și am zis că ce să mai fac acum, când era bine și umbla și bani și toate astea, și făcea de cap. Am zis, n-ai mai interesat. Recunosc, mie nu-mi place să merg. Și vedeți că ea a venit la mine să mă cerce, ea a venit să mai demult cu gânduri de ăștia, nu știa cum să intre, să le arte de om. A crezut că... A văzut că arătă Leo în garaj, în beciuri. A văzut umbla pe acolo cimenturile alea, ce-a făcut blocurile. Da, n-am avut nimic pe ea, am zis, da, să stea cu el, să fie fericit, să nu mai speră mamă sa, soră sa, că n-are nevoastră, că e singur, că n-are cine să ia pastilele, că n-are cine să doarmă cu el. Am zis, Doamne, bine că am scăpat. No. Dar de ce vorbește ea bifoaica asta de mine? De când ce-am băgat-o în seamă eu, i-am zis ceva, am ieșit în curte, în spate, am stat în casă la mine, n-am deranjat-o cu nimica, am venit să stea acolo cu ei, s-a nimerit cu ei, să iei bun. Ce să băgă și vorbește și asta cu perucuța? Peruca. Numai peruci avem. A pălat-o să nu mai scape din gura mea, am lăsat-o, dar până nu să las. Să las și pe muta asta să vorbească de mine, și muta. Muta care a venit, care n-are nume de familie. De ce tu lași pe asta? Las că vine, fusatul. Dacă mai am să mai văd, acum îi dau prins să motiv să vorbească de mine ca să le dau. Acum am avut motivul ca să aibă subiect, să vorbească, să facă vizor și bani. Ca asta vreau. Să mă enervez, să vorbesc timp ca să vorbească și ei, Să vorbească și eu, și peruca, și toți. Și ce sunt eu acum, sunt mai cinciste cu ei? Am zis să respect, că mi-a fost rușine din cauza lui mama ei, că am văzut că e o doamnă, mai repet. Și am zis eu, la, dar ce pomină de... Nu credeam că e așa când a venit atunci. Am zis că e și ea, bărbatul, ca lumea, că... face muzică, că dansează din buric, ceea ce face ea. Să fie sănătoasă. Dar nu taci din gură să nu mai vorbească. Să tacă din gură, să-și vadă din pom, ei acolo, dar e vorbit și el să-i gătească. Păi până când îi gătește Leo, ei să-i dea în gură să mănâncă. Până când? Și omul ăla să servească, care e fie. Păi până când, ea nu știe să facă nimica. Dar ea nu știe să facă mâncare. Ea nu știe să spală un vas, nimica, ce face? Cât așa numai pe palme? Prințesa lui tata. Ea e prințesa lui tata, lui Leo. Ea, și patroana. Toate hainele, cârmele pline cu hainele lui aura asta, aura, bun. Toate sârmile sunt pline, i-a spălat hainele, ale mele nu le spăla. Mie dacă face ceva, îmi scoatea sufletul. Eu eram bună numai să fac. Numai să le fac lor treaba. Asta nu, că a văzut rău, că rămâne cuc singur. Rămâne cuc singur și nu mai ia nimeni. N-a venit nimeni așa în curte, Mihaela, după atâtea scandaluri. Cât ani a stat. Dan a vorbit de mine să mă jignească, să zice mă univărăm. A vorbit vreodată de mine, cred că nu. N-a vorbit.
să mă jignească pe vloguri sau să vină așa o zi acasă aici așa ca să mă enerveze pe mine să mă moare. Nu. N-am nimic cu ea, nu că sunt prietenă cu ea, n-am vorbit cu ea, nu... Dar am vrut să vă spun adevărul cu ăsta aici. Asta a venit așa. Moțoiată. Nu i-a fost rușine de nepoți, de copii, de ursul, de Alin. A venit și ea și a luat și a luat și a bătrânielul. Bătrânielul putre de bogat. Aoleu! Putre de bogat. Bătrânielul. Prin mănțările calde. Eu vreau să vă spun că eu fac o tocană acolo, o tocăniță. Să... Am tocat și apă, am făcut morcov așa, rămțele. O duce în mandunte. Nu te băga acum, că ești copil. Avem ardei grați, facem tocană ca să mâncăm și noi, să trăim. Da? Avem și roșii și punem și sos de roșii ca să facem tocană. Să lăsăm litera B la o parte. Încă n-am mai luat de la patroană că m-a enervat, îi trimit atunci înapoi, îi trimit totul înapoi, nu mai vreau nimic de la ea. Pentru că spală, am văzut hainele pe sârmă, face ca o... Ea e în ora. Patroana muncește acum. Muncește mult. Vă dați seama ce stres are. Ca să fac aceste treburi, să fie totul în regulă, spălat, făcut pentru Haura. Ce Haura? Mutură înseamnă pământul? Mutunica. Mutunica. Ce-i spăla pe asta de nu stă deloc? Am rămas fără șorți. O să tot și o ardei ăsta pe o căniță. Plouă afară. E vreme frumoasă. Ploaie. Vreme de dormit. Vreme să stai să nu mi-e bani. Dacă iai, dacă nu. Și asta i-am vrut să vorbesc pentru că de ce să tap sărac? Sărac la cine? Dupi, parcă... Să nu vorbesc, da, au vorbit, am zis, să văd de teabă, avea, să nu bag o seabă, bine că m-am scăpat, da, mi-ajute, mulțumesc lui Dumnezeu, că stau liniștiți, bă, că acolo nu mai am treabă, avea. Dar ei tot de mine vorbesc. N-am liniște de ei niciodată. Mă, dacă să plec de aici, să mă mut, așa, da. Ar vrei, să mă duc eu să stau în închirie și să stea ei pe cei. Că Ioanii mei nu s-au dus. Nu s-au dus tot după acest om, mi-a mâncat sufletul. Chinerețea mea unde e? S-a venit acum Haura. Bif. Vorbește aia de mine. Cum m-a făcut? Mutul. Mutul rătoarnă pământul. Dar ea nu mai lăsa ușa deschisă la cameră, că miroasă tocana. Și nu mai dau cu ei tare, mamă. Stai Ion în bucătărie, au spart soba. M-am dus acum până la bucătărie acolo. Să duc ceva de aici. Nu ardei. Ardei o luăm la mine, la să duc la ea lada. Că lada e în casă la ea. Ce mai era pe aici așa? Din întâmplare. Mai rămâne o cucuriță, mai nu știu cum apare aici. Ne-am dus acolo, nu vreau să nu mai am complic cu lucrurile lor. Eu în acolo pe scaune, i-am luat Mihai la pat, ea crede că o să doarmă în pătuțul ăla și lasă eu scaunele, niciodată, în veci, vecilor. Ion, așa e ursă să doarmă pe scaune, mă înțelegeți? Așa îi place. Bine, că dacă avea soba, tot nu făcea foc. Vrea să-i facem noi foc pe tot.
tot s-a făcut cineva foc de jos. Pentru că el nu poate omul să facă foc. Să fi spart cu așa o butură, sunt buturile care e o grămadă. Punea el mâna să spargă buturile uscate de, care sunt de câțiva ani. Vă dați seama ce uscate sunt. Făcea eu treaba asta. Să-și facă căldură condiții. Niciodată. Eu aștept acum să scadă tocănița asta, nu știu, n-am pus apă, dar de unde a apărut atâta zeamă, nu știu. Ioranu, măi, dar nu știu, stau de aici. De ce? Vă opriți? Acolo am pus să fac un pic de mămăliguță. Încă nu am dat mâna la mămăliguță, am pregătit și mălai, vedeți și tocănița. Am pus un pui, era un pui mare. Dar eu am zis să fac tocăniță, mămăligă, ceea ce mănâncă ei. Că dacă aș face acum o ciorbă, am avut poftă de o ciorbă, să fac o ciorbă acră, ei nu vor. Am dat drumul și la mămăliguță, i-am pus sare. Eu nu știu ce s-a întâmplat cu această tocăniță. De a ieșit atâta zeamă și nu am pus apă. Nu am pus apă. A lăsat puiul de la spălat. Dar o să o lăsăm puțin fără capac și o să mai revenim. Să vă arătăm cum o servim și cât este bună. Vă mulțumesc, îmi cer scuze dacă am vorbit cât așa cu tot mai tare. Îmi cer scuze față de voi, dar am vorbit tare ca să auziți. Să nu mai ziceți că n-au zis ce vă spun. Să aveți o zi frumoasă, un început de săptămână frumos și multă sănătate vă doresc. Pa, pa!